Explozia de îmbolnăviri din ultimele zile umple din nou spitalele la Galați. Nu mai este niciun pat liber în secția ATI, iar la Buzău, deși locurile la terapie intensivă au fost suplimentate încă din august, acum nu mai este niciun pat liber. Medicii avertizează că în condițiile actuale este doar o chestiune de timp până când problema se va generaliza în întreaga țară. În doar două zile, toate cele 9 paturi din compartimentul ATI COVID al Spitalului de Urgență din Galați au fost ocupate. Pacienții sunt majoritatea tineri. Niciunul nu se vaccinase înainte să contracteze boala. E o explozie de cazuri noi, spun doctorii. Doar în ultimele 7 zile au fost raportate de 7 ori mai multe îmbolnăviri decât în toată luna iulie. Toate cele 9 paturi din secția ATI COVID sunt ocupate cu pacienții în stare critică. Pacienții care sunt în momentul de față internați în secția ATI COVID sunt pacienții mai tineri. Cel mai tânăr este în vârstă de 37 de ani. Au mai puține afecțiuni asociate comparativ cu pacienții din celălalt val și de asemenea toți pacienții sunt nevaccinați. Numărul mare de oameni care fac o formă gravă a bolii pune presiune și pe serviciul de ambulanță. În ultimele 3 săptămâni numărul de cazuri a început să crească vertiginos. Chiar s-au triplat numărul de cazuri. Apar însă și pacienți care au fost vaccinați, dar care au făcut a doua oară, să spunem, sau după vaccinare au făcut boala. Asta arată că titlul anticorpilor a scăzut foarte mult. Situația este încă și mai gravă în județul Buzău. Deși locurile destinate pacienților cu forme grave de COVID au fost suplimentate încă de luna trecută, acum nu se mai găsește nici măcar un pat liber. Medicii atrag atenția că vaccinarea este singura soluție pentru a evita internarea la ATI. Pentru că numărul de locuri este mic, când se eliberează locuri, cel mai probabil este ca dintre pacienții internați în spital să fie forme severe care să necesite internarea în terapie. Deci locurile sunt aproape întotdeauna ocupate. Dar sunt mai multe infecții la tineri. De ce? Pentru că e varianta care se transmite ușor, pe de o parte, și ei sunt cei care interacționează, ca să mai vorbim că cei mai mulți dintre ei nu sunt vaccinați. La nivelul întregii țări sunt internați acum în secțiile ATI COVID 345 de pacienți.